Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod în care facem un joc destul de mic, foarte, foarte mic. E un joc în browser, se numește Clicker Heroes. Puteți să vă jucați și voi, aveți link în descriere și vă jucați și voi acest joc. Perfect. Acum, ideea e că dai click pe acest monstru, cum i-a zice lui, și îl omori, cred că știți genul de jocuri. Și dacă dai un click, îi dă un HP. Bine, acum dă 2 pentru că am dat eu upgrade la ăsta. O să vezi imediat. Trebuie să omori cât mai mult, să faci score cât mai mare. Angry Potato. Acum avem aici a doua lume. Putem pe ea. Tumba. Putem da upgrade din nou la ăsta aici. Bun. Acum dă 3 damage, vă câte puteți observa. Bun. Așa. O albină combinată cu un câine, așa am impresia. Mașină. Un șobolan. Să luăm bănuții. Dăm upgrade aici. Acum dă 4 damage. Da, dă 4. Vă dați seama și voi după ce iese de aici din el. Numărul respectiv ta îi dă damage după lovitură. Este lumea a treia, stai. Bun. Funky, level 3. Au, ce urât face! Uite o plantă, o floare mai... O plantă mai exact. Uite, bun. Sper să nu se audă și mouse-ul meu când o click, dar e genul de joc, chiar dacă e, acum dacă vă uitați pe video, mamă, ce joc de istorie, dacă vă jucați, e mult prea tare jocul ăsta. Deci eu vă recomand. Și eu când mă uitam la un youtuber cum e jocul ăsta, mamă, se părea prea nașpa. Dar e un joc destul de tare care te face să joci cât mai mult. Dacă vreți să vă jucați, voi nu uitați, aveți link în descriere dacă vreți să vă jucați și voi. Astăzi la masă, pentru că nu știu ce facem. M-aș cumpla. Ok. Așa aici. Acum de 5 damage. Nu știu ce face. Ok, ia și el damage automat, fără să mai dau click. Bine, dacă vrei să... Bine, adică asta are bine zis le plictisitor, dacă nu-i faci tu. Mai ales pentru că la nemiți boși, hai să ne mai luptăm cu asta, că avem lumea 4. Bănuțu! Dacă îmi schimb lumile, mi se blochează un pic jocul, dar asta nu e absolut nici o leu. Bun. Jocul ăsta, dacă vă place, mai facem un episod, dar nu cred că voi face o serie întreagă cu acest joc, pentru că nu e cine știe ce... joc, adică e un joc în browser și dacă vreți și voi să vă jucați, nu uitați, aveți link în descriere. Pentru că merită, na, ce zic, ia acum 6, da. Ideea e că dă damage un pic mai mare, cu un număr mai mare decât level. De exemplu, ați văzut și voi când avea level 3, dădea damage 4, acum când are level 5, dă damage 6. Bun, ce se întâmplă? Domnul ăsta, level 2. Ia damage mai mult sau mai repede, nu știu, nu dau seama, dar oricum a făcut ceva mai bine. Asta e clar, a făcut ceva mai bine. Bă, că monștri ăștia care te bat sunt cam la fel, cam aceiași, toți. Da. Ne, altceva, să zici că e ceva schimbat. Hai să mă bag niște mergem în 5 lume. Ăsta e boss? Da, e boss, tip, tip, avem 25 de secunde să-l bătem și eu. Mamă, dacă tot viața are, mă doare degetul, dacă mă credeți. Și puteți să vă jucați și voi, vă doare degetul, deci nu mai puteți. O să vă doare, deci. Vă zic eu. Aoleu, mamă. Nu, da. Andă iar! Cum ai, mă,
mult HP. Adică mai multă viață. Îmi vine rău. Hai. Și ideea e că nu, dacă ți-a apăsat nu pune. Te apeși într-una, click. Aoleu, nu cred că o să fac asta niciodată. Este! L-am făcut! Așa. Ăsta de level 3, ăsta 3 beast. Mi se pare destul de bun pentru că dă și el damage fără să mai dau eu. Dar și ăsta e destul de bun. Astea două, primele două mi se pare destul de bune. Nu știu ce face la al treilea, dar o să văd. Dacă după ce bătem boss-ul sau o să mergem în lumea așa astea, pentru că vedeți că am deblocat-o. Mamă, dar îți dă bani zona asta de nebunești. Incredibil. Dacă de mulți bani îți dăm. Aștia mici, e destul de ușor să-i bați. Boss-ul e mai greu. E și timp și au și viață mare. Deci. E... Da. Ei sunt boși. Și... Oh. Oi, 12? Da, 12 damage. Uite un... Deci valet de ăla, doar că e varianta schelete. Lasă-mă, lasă-mă, cea va vine să mă gândesc tipul ăla. Nu, oricum va fi un video de 10 minute normal, adică atâta filmează și bandicam-ul și... Nici nu cred că va fi un, nu cred că e un video de foarte multe minute. Nu cred că e un joc care merge atât de multe minute. Eu muzica nu aud, poate o auziți voi, nu știu, depinde că am sunat pe mult și... Nu se aude, poate se aude pe video, habar n-am, deci... Credeți-mă, nu știu. Level. Dăm lumea 7. Bun. Hai să dăm aici. Bun. Uite un skill. Uite iar scheletul ăsta care mi se pare mie cel mai amuzant. Achievement. N-am apucat să citesc. Ce zice acolo. Numai 70. Aici. Mamă, deci... Acum o strângem 250, să-i dau și pentru ăla al treilea, că nu știu ce face. Și da, să aflăm și lucruri noi. Nu numai alea vechi să le îmbunătățim, știți? Alea, la 250, nu știu dacă îl vedeți voi de facecam-ul meu, dar cred că vedeți. Că am setat facecam-ul 17 acolo, deci s-ar putea să vedeți prețul și care. Da. Asta mergem în lumea 8-a. Lumea 8-a. Așa. Mai am un joc de genul ăsta, doar că ăla e mai interesant. Deși și ăsta, deși mai mult îmi place ăsta decât ăla. Celălalt de pe Steam trebuie să-l instalați. Ăsta nu, deci. Da? Nu știu dacă o să mai acabă, l-am instalat și n-am intrat până acum pe ăla. Uite, asta, hai, nu. Asta ce faci? Nu știu, faci... What? Am crezut că... Ouleu, câți bani mi-a dat chestia asta. My God. Nu știu ce faci să dea aparent în loc. Pentru că e destul de bun, văd. Și ați văzut și voi ce bani am făcut. Nu știu dacă fix din cauza lui am făcut banii aia. Nu știu dacă datorită lui am făcut banii aia. Dar nu-mi convine. Deci nu-mi convine că am făcut banii aia. Foarte ușor și n-am făcut absolut nimic pentru banii aia. Iar un achievement. Mai devreme a fost un achievement. De. Bă, dar în lumea asta nu mai dăște așa? Deci este o chestie mai ciudată. De cam același episod, eu am fost Robert și vă salut. Pa, pa!